Bună ziua, Maria, bine te-am găsit. Discutăm așa în contextul în care toată lumea vorbește despre valul 3, da? Da, suntem într-o pandemie care, așa cum am anunțat de atâtea ori, eu i-am văzut la un moment dat finalitatea undeva la final de 2022. Există o pandemie, suntem într-o pandemie. Dar dacă mă întreb pe mine felul în care vor evolua lucrurile, pentru că astăzi este 1 martie și vorbim despre începutul primăverii, vor fi progresiv mai bune. Deci, treptat, de la lună la lună, martie, aprilie, mai, vom avea din ce în ce mai multe vești bune. Pe axa de sănătate, am avut o lună plină, da, cu o lună plină, unde este axa de sănătate Fecioară-Pești, este o axă Fecioară-Pești, o lună plină pe această axă, poate să facă ca în această perioadă oamenii să vorbească sau să gândească din nou la sănătate. În continuare, spun că pandemia nu s-a închis. Însă l-avem și pe Venus, care este un mic noroc, este un benefic, avem și remedii, da? Avem și soluții. Există ceva care ne ajută, spre deosebire, practic, de valul 1 și valul 2. În acest val 3 există și ceva care lucrează în favoarea vindecării. Undeva pe 5 martie este planeta Marte din Taur, care a creat foarte multe perturbări la nivel de februarie, ianuarie și februarie, împreună cu multe alte planete care s-au aflat în conflict. Pe măsură ce vine, se instalează aceste luni de primăvară, planetele devin din ce în ce mai prietenoase. Nu mai avem aceste blocaje majore pe care le-am avut până acum. Nu uita că veștile astea pentru valul 3 au venit tot în februarie, în care eu am spus, ok, suntem în februarie și se întâmplă lucruri care ne pun în situația să ne gândim și ce facem acum. Și în această situație suntem. Dacă a venit 1 martie, înseamnă că noi ne confruntăm cu efectele, da, unor cauze care s-au creat cu ceva vreme înainte. Apoi, tocmai astăzi, când mă sun, există o piramidă foarte frumoasă cu luna în balanță și cu toate aspectele acestea pe semne de aer, ceea ce înseamnă că lucrurile vor căpăta o anumită viteză, se vor duce într-o anumită linie. Da? Aspectele, încă o dată spun, sunt extrem de promițătoare, spun eu, dar atâta vreme cât planeta Profesor stă în Vărsător, care este un semn al cercetării, 2 ani de aici înainte, se va tot cerceta, se vor tot întoarce lucruri în laborator, se vor găsi noi soluții. Deci această situație în care noi suntem și aceste aspecte frumoase despre care eu vorbesc ajută din ce în ce mai mult omenirea să se adapteze din ce în ce mai armonios situații în care noi ne aflăm. Deci nu mai este panica care a fost până la momentul acesta. Dacă vor fi, eu știu, țări sau orașe sau locuri care se închid pentru că am înțeles că asta este singura soluție, da? Dar nu mai este atâta un motiv atât de mare de panică de aici înainte. Oamenii își vor relua încet, încet activitatea. Oamenii se vor adapta și vor ajunge la concluzia că trebuie să schimbe ceva în viața lor pentru că această situație... Asta voiam să te întreb. Oamenii ar trebui să înțeleagă cumva că nu ne vom mai întoarce niciodată la acum un an pe vremea asta. Pandemia a schimbat multe destine, iar cei care încă se mai gândesc, da? Nu vorbesc despre, eu știu, meseriile sau situațiile, gândește-te la următorul aspect, că sunt oameni care nu au mai putut să se vadă ca până acum pentru că jumătate de familie era într-o țară și jumătate familie într-o altă țară. Da? Și acest efect al pandemiei creează foarte multe schimbări de destine. Dar sensul bun al închiderii celor 2 luni este, nu știu dacă, încă o dată spun, nu știu dacă voi ați urmărit, dar această perioadă de ianuarie și februarie ne ajută pe noi prin efectele bulversante pe care le-a creat în aceste 2 luni, că eu le-am tot numărat, le-am văzut în fiecare zi, să ne ducem în această bucată de eră, dacă dorești, începem o viață nouă, începând cu acum, uite așa, ți-o spun la modul foarte deschis, începând cu luna martie, noi începem o nouă viață. Și dacă va veni un varice, am mai trecut prin lucrurile astea și ne-am obișnuit, da? Păcat de viețile pierdute până la urmă, Dumnezeu să le odihnească sufletele și oamenii trebuie să învețe într-o oarecare măsură să aibă mai mult încredere în știință, în credință, dar dacă ajungem cu primăvara și în luna mai, atunci va intra pe 13 mai Jupiter, da? Marele benefic în Pești, care va rezolva și începe să închidă toate problemele cu care noi le-am confruntat.
cu care noi ne-am confruntat. Și situația se va finaliza probabil la final de 2022. Lucrurile nu merg foarte încet, ca să zic așa, nu merg foarte repede, dar capătă viteză de acum din luna martie. Da, mulțumesc foarte mult, Cristina. Mai încet, probabil că ne ajută să le și așezăm mai ușor cumva și să le raționalizăm și interiorizăm așa cum sunt ele.